Salutare, dragi prieteni! Noi este echipa LG2 Live, iar astăzi v-am pregătit un vlog educativ plus un tutorial scurt spre final. Așa că rămâneți cu noi! Uitați să facem o scurtă încălzire? Întotdeauna, frate, nu facem niciodată nimic fără să ne încălzim. Așa! Răsucire stânga-dreapta a capului. Îndoiri laterale ale capului. Rotarea simultană a brațelor către înainte. Către înapoi. Alternativ înainte. Înapoi. Brațul stâng sus, brațul drept jos. Extensie corpului și schimbăm brațele. Hai să încălzim puțin și șoldul. Da, vreau. Aca e de 2 live. Bandare înainte pe stângul. Schimbăm alternativ. Și, 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 și. Bandare laterală pe stângul și după aia pe drept. Alternativ. Pentru ridicarea pulsului ai să facem cu niște sărituri ca mingea cu brațele pe șol. Asta a fost săritură ușoară, hai o săritură medie. Și înaltă, ne ajutăm de brațe. Bravo! Prima combinație din acest vlog, oi-tsuki, gyaku-tsuki, maegeri. Următoarea combinație este Mawashi Gedan și Ushiro Mawashi la cap. Legate! Următoarea combinație va fi Oitsuki și Tatsuki și Ushiro Gen. Următoarea combinație avem Gedan Mawashi, Jodan Mawashi și tornei de ochii. Ca de obicei, legate! Combinație va fi Gedan Mawashi și Kake Gen. Și acum, ca un mic challenge, 10 secunde, Gedan Mawashi și viteză și puțină forță. Haide! Haide! Haide!
moment și la fel ca și celălalt, va fi 10 secunde de direct, rapide, viteză și puțină forță, ca întotdeauna. Acum se dați directă de stânga, cunoscută ca și Oitsuki, și directă de dreapta, cunoscută ca și Gyakutsuki. Acesta este modul greșit prin care puteți lovi direct. Și acesta este modul corect. Vreau să văd dacă vedeți vreo diferență. Mișcarea este una coordinativă, pleacă din șold, pleacă și umărul în același timp cu șoldul. Suntem în poziție, pivotarea piciorului. Observați! Și acum vă voi arăta câteva diferențe. În primul rând vreau să spun că artele marțiale nu sunt aici, ci sunt aici și aici. Din păcate, artele marțiale în ziua de azi sunt catalogate greșit datorită știrilor probabil care apar. Dacă te duci pe stradă și întrebi oamenii ce părere au despre artele marțiale, majoritatea o să spună că a, ce karate, bătaie! Dar de fapt realitatea este alta, având în vedere că artele marțiale autentice provin de aici și de aici, nu de aici, ceea ce multă lume aprobă asta. Poți să vezi un practicant de arte marțiale pe stradă testându-l prin calmitatea lui, onoarea lui și simplitatea lui. Haideți să vă spun ceva, ceea ce o să vă schimbe puțin mentalitatea despre artele marțiale. Paradoxul în artele marțiale e că înveți să te lupți ca să nu ai nevoie de luptă. Un adevărat practicant de arte marțiale îl poți testa în momentul în care intră într-un conflict, de exemplu. Noi la școala de arte marțiale am învățat că atunci când intrăm într-un conflict, dacă vrem să-l câștigăm, trebuie să-l evităm. Da, există și momente în care nu ai ce să faci și trebuie să-ți folosești ceea ce ai învățat acolo. Dar în majoritatea cazurilor, noi trebuie să aducem pacea, să aducem liniștea, să fim calmi. Așa că tot ce am spus eu aici e ca de la mine pentru tine. Dacă cumva în viața asta vei intra într-un conflict, încearcă să le eviți. Atunci l-ai câștigat pe deplin. Nu uita să apăsați butonul de like, subscribe, share, să activați clopoțelul ca să vedeți toate vlogurile pe care vreau să le postăm în viitorul apropiat. Noi am fost echipa RG2 Live și ne vedem data viitoare. God bless you!